O surpriză plăcută pentru suporterii dâmbovițeni, având în vedere că până acum CSM Târgoviște adunase 3 eșecuri în fața celor mai puternici adversari Dinamo Romprez București, Știința Bacău și Volei Alba Blaj. Partida a fost dominată încă de la început de formația târgovișteană, câștigând ambele seturi cu 25-18. Pe ultima sută de metri au dat și mureșencele o replică și au reușit să câștige cel de-al treilea set cu 19-25. Însă în zadar, victoria era deja scrisă de CSM. Astfel, echipa feminină de volei CSU Medicina CS Târgu Mureș a pierdut sâmbătă seara cu scorul de 3-2, partida din cadrul etapei 6 a diviziei A1, disputată în sala sporturilor Târgoviște. Etapa 7 vor da pie pe 13 noiembrie ora 18 cu CSM București. Dacă aruncăm o privire pe clasamentul general, constatăm că CSM Târgoviște va porni din nou cu a doua șansă, aflându-se la 3 poziții în spatele echipei bucureștene, însă la doar un punct distanță. Iată clasamentul diviziei A1 volei feminin.